Bărbatul este din Poiana Lacului și se afla cu mai mulți prieteni la o vânătoare de mistreți pe un fond din comuna Băbana din Argeș. La un moment dat, arma pe care o avea a explodat și schije din ea i-au intrat în față. Suflul exploziei i-a distrus complet partea dreaptă a cutiei craniene. Imediat, prietenii lui au sunat la 112 și o ambulanță l-a preluat și l-a dus la Spitalul Județean Argeș. Conștient, prezintă o placă împușcată facială, susține că i s-a descărcat arma accidentală. Erau la vânătoare. Este în pericol de moarte? În pericol de moarte nu, dar necesită intervenție pluridisciplinară. Este placă facială destul de întinsă. Bărbatul a fost stabilizat în urgența spitalului și apoi investigat la computerul tomograf. Medicii spun că viața nu îi este pusă în pericol, însă, pentru a-i se reface zona respectivă, ar fi nevoie de foarte multe intervenții chirurgicale. Este vorba despre un accident în timpul unei vânători, afirmativ accident. Pacientul în momentul de față este stabil cardiorespirator, este conștient, cooperant, prezintă un traumatism complex de hemicraniu drept, care va necesita într-adevăr o echipă de doctor pentru un tratament specific pluridisciplinar. În momentul de față suntem în investigație, iar în momentul finalizării acestora vom lua decizia dacă va rămâne internat la noi în spital sau va merge într-o clinică universitară pentru aceste tratamente complexe. Polițiștii spun că partida de vânătoare era una organizată în mod legal. Polițiștii argeșeni au fost sesizați cu privire la un accident petrecut la o partidă de vânătoare pe raza localității Băbana. În urma evenimentului, persoana rănită a fost transportată la spital. În prezent desfășurăm cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurilor în care accidentul s-a produs. După ce i-au fost acordate îngrijirile necesare, pacientul a fost transferat la Spitalul Floreasca. El avea, pe lângă rană, și leziuni osoase la față și necesita o intervenție complicată. Cazul a fost preluat de polițiștii care s-au deplasat în fondul de vânătoare amintit pentru cercetări. Arma bărbatului a fost ridicată de oamenii legii în vederea expertizării. De asemenea, în cursul anchetei s-a stabilit că vânătorul rănit era deținător legal de armă. În plus, acesta era membru al Asociației Județene de Vânat și Pescuit Sportiv Argeș. A fost vorba de o autoaccidentare, neexistând suspiciuni cu privire la împrejurările în care a fost rănit bărbatul.